Ok, deci din ce pot să înțeleg aici, e că din cauza că am dezactivat VSync-ul la Dead by Daylight și jocul rola mai multe FPS-uri decât putea OBS-ul pe filmare, posibil asta era problema de tot bloca. Nu pot să-mi dau momentan încă seama. Am filmat ceva meciuri la rând și văd că iasă bine treaba. Sunt meciuri de test în mare parte, deci nu-i problema. Na, într-o zi o să mă iau cu Freddy, deci o să mă iau în rank 9. Cu vechiul Freddy era mâncat aici, deci na, survivorii tind foarte mult să tragă de paleți. Aia e ideea de bază. Tind foarte mult, au din obiceiul lor să învârtă. Atunci e greu. Am văzut că Auto Have a Record s-am avut două meciuri și mi-o pui mei și mi-o mi-o trântit și paleți care nu erau buni, deci care nu erau din aia puși de mine, fantomă. Mi-e convine. Cred că build-ul ăsta e un build destul de decent pentru Freddy. V-am zis, o să-mi iau, deci o să găsesc, echipă ca, care să mă domine, deci n-am ce să-i fac la chestia asta. Înțelegeți? Deci o să-mi iau. Și nu mă supăr, chiar nu mă supăr deloc. Posibil o să fie să-mi iau. Pentru că mulți cred că, na, Freddy nu te poate lovi dacă ești, nu ești în lumea viselor, dar ei uită un lucru. Poți să-i lovesc. Mai bine m-aș duce către ruine, că văd că pe aici n-am unde să pun paleți. Sau să lăsăm ruina în pace? Hai că o lăsăm. Da. Ah, ok, stai că îmi place. Îmi place cum decurge. Regula 1. Nu fi a făcând Dead by Daylight. Ți-o iei pentru asta. Au, stai că prinzi viață. Oh, oh. Ce faci? Mare plăcere dacă l-ai fi trântit. Nu știu dacă am dat în toți. Ăsta e idiot în puii mei. Și jocul la fel e și mai idiot în puii mei. Wow. Find it hard. Păcat că nu te prea ajuta prea mult de mine. Mai și that decisive? Crezi atât de idiot că nu știu că ai life? No dead hard, pentru că ai life. Deci... Ce faceți băieții mei? Eu nu vă înțeleg aici. Subestimați killer-ul în puii mei cumva? Ok. O altă regulă în Dead by Daylight? Nu sta la cărlig. Îmi place Fangmin. Îmi place Mega Force Gen ăla.
lasă-i. Că am rupt destul în ei. Nu-ți bate joc de mine. Chiar îți sugerez să nu-ți bagi joc de mine. Aaaa! Mai încercăm? Oh! Good game, Meg. Voi două. Oh, deci am avut unul care mi-a spăgeat. Nici nu mă stresez cu ei. Toți în mijloc. Bun. Când văd aici va pica. A, faci din asta? Faci din asta cu mine? Faci din asta cu mine, nu? De ce nu mă crezi tu, mă, pe mine prost-o? Mă crezi cumva prostul tău? Așa, băieți, sparge spăleții. Cocobau. Vine Freddy. Prea lent. David. Pierdut, era pe partea alta. Copacul mătii. Și Dead by Daylight care l-au setat să se spawneze în halul ăla.
Ok. Asta faci, David. De ce nu am niciun cârlig în zona asta? Înțeleg, am sacrificat-o pe Meg acolo, da, ok. Toți morții mătii de joc prost. Așa, pune totul la distanță, mă. Nu am cârlige! Mersi, Dead by Daylight. La asta te ajung. Vreți cumva, fraier? Feng Minu nu-i mort. Și Feng Minu are cheia. Deci Feng Minu o să-mi scape. N-am ce să-i fac la Feng Minu, are cheia. Harta după hatch. Posibil să ducă la hatch. Proastă mișcare ai făcut, mă. Îți dai seama ce mișcare proastă ai făcut, nu? Da, ești mâncată. Trebuia să fi căutat hatch-ul. Tu n-ai căutat hatch-ul. Iar păi doata aia, că așa-i conceput, o să aud imediat. Uite pe vacă. Uite și hatch-ul. Ok. Ai vrut? Trebuia să iei hatch-ul. Nu să te prostești cu mine. Te-ai prostit. Ceva am eu... Nu, asta e în altă parte. Ok. Merciles. Faci-mă Merciles. Tu
Mă, ce rancuri au avut băieții. Oh, Feng Min. Cred că Feng Min mai mult o să-ți ascunsă tot meciul ca să ia heciu. Șuat. Ba stai. GG. GG. Ce să-i faci?